Așa. Deci, insist, pornim, atenție, suntem tari. Avem un problem în mână. Acum o facem. Acum o facem. Cât de bine. Cât de bine să extragem din 2012 ca să fim siguri că avem măcar 3 bile negre. Cel puțin 3 bile negre. Cât de bine să extragem. Faceți modelul de aici. Modelul de aici. La 9 mai pus încă 3. La 1007 cât să mai pun ca să fie cel puțin 3? Hai, hai. Vreau să reușiți. Vreau să reușiți. E problema prea frumoasă. Ștefania, hai că poți. La 9 cât am mai adunat? 3, da? La 1007 câte să mai adun ca să am siguranța că am 3 negre? Cel puțin 3 negre. Haideți, că e simplu. Voi trebuie să răspundeți. Nu vă dau răspuns. Dacă aș fi spus vreau să extragem încât să am cel puțin 4 negre, atunci la 9 cât ar fi mai trebuie să adaug dacă aș fi cerut 4 negre? 4. Dacă aș fi cerut 5 negre, 5. Dacă eu cer acum să am, cum merge problema, cel puțin 3 negre, înseamnă că la albe și roșii la un loc, mai adaug? Zi. Trebuie să luăm 1010 bile. 1010. Mă adun pe cele 3. Mi-am făcut 1007 plus 3. Păi așa trebuia să răspundeți, mă. 1007. Păi da. Aici, cum să spun, o idee care ne vine imediat o atacă. Dacă eu tot am insistat, Noemi, am insistat și am zis așa. Dacă aș cere să am cel puțin 4 negre, înseamnă că la cele 9 care sunt albe și roșii, ca să am siguranța că sigur pun 4 negre, trebuie să adun 4. Adică la 9, 4. Dacă aș cerut să am 5 negre, atunci adun 5. Da? Aici, în problema asta, dacă eu spun să am cel puțin 10 bile negre, cel puțin 7 plus 10. Și ne dă 1017. Deci important este că controlul se face după câte vreau eu negre, mușcând sau adăugând la cele care au fost albi și roșii în total. Deci la 107 adun încă 3, încă 4, încă 5, câte vreau eu să am negre. Da? Deci, mi-închipul că aș extrage din ghinionul cel mai mare să le extrag numai albe și roșii și în final, nemai având deloc în urnă albe și roșii, fiind numai negre, încep să trag negre. Câte? 1, 2, 3, 4. Iar, sigur că există probabilitatea să am foarte multe negre extrase. Adică nu-i ghinionul chiar așa mare. Însă, eu merg pe extremă, adică situația cea mai imposibilă aproape. Că autorul spune câte bile minime să extragem ca să fim siguri. Ca să fim siguri că extragem 3 bile roșii, da? 3 bile negre. Așa este, da? 3 bile negre o să autor. Bun, răspunsul acolo. La întrebarea asta spunem așa. Pentru a fi siguri că extragem cel puțin 3 bile, pentru a fi sigur că extragem cel puțin 3 bile, noi am capul sus. Stai cu capul prea jos la lucru. Deci trebuie să ai 30 de centimetri. Ai înțeles? Așa trebuie. Stai dreaptă ca să ai siguranța că nu strici ochii. Multă grijă. Deci, pentru a fi sigur că extragem cel puțin 3 bile negre, ne închipuim că am avut ghinion, chiar scriem cuvinte, ne închipuim că am avut ghinion și am extras numai bile albe și roșii, numai bile albe și roșii, în prima parte, și le-am epuizat, și le-am epuizat pe toate, le-am epuizat pe toate 1007 bile, albe și roșii, le-am epuizat. Și atunci rămânem numai negre, le extragem și pe cele 3. Da? Deci, numărul minim de bile, extrase este 1007 plus 3, da? Un număr minim de bile extrase este 1007 plus 3 egal cu 1010. Nu ne mulțumim cu răspunsul ăsta. De acum începe problema. Începem să compunem noi. Aici, acum mai fac eu. Întrebare. Câte bile minime să extragem? Câte bile minime să extragem? Pentru a fi sigur că sunt 13 bile negre. Câte bile minime să extragem pentru a fi sigur că sunt capul sus, Noeme. Noeme, am să-ți atrag atenția și tot timpul se filmează. Și tot timpul se auzi. Capul sus, Noeme. Capul sus, da? Bine. Deci, ca să extragem cel puțin, cât a zis Ștefania? Cel puțin 13 bile negre. Ștefania dă răspunsul la asta. Cel puțin 13 bile negre. Ce face? La 107, la 1007? Adunam pe 13. Deci 1007 plus 13 egal cu 1020. 1020 de bile. 1020 de bile. Câte bile trebuie să extragem? Câte bile ca număr minim să extragem pentru a fi siguri că am extras doar o bilă neagră. Una singură. Deci câte bile să extragem pentru a fi sigur că am extras minim o bilă neagră. Minim o bilă neagră. Noemi? 1008. 1008, sigur că la 1007 a dat pe 1, 1008, foarte tare, foarte clar. Nu-ți mai pune. Acum, o altă întrebare. Câte bile să extragem, care e numărul minim de bile extras, pentru a fi sigur că avem 5 bile albe. Așa. Câte bile să extragem, pentru a fi sigur că extragem 5 bile albe. Da? Câte bile să extragem pentru a fi siguri, care e numărul minim de bile pe care să le extragem, pentru a fi siguri că prindem, câte a zis, 5 bile albe. Am zis bine? 5 bile albe? Da. Bun. 5 bile albe. Dacă... Oa, zi. 340. 340. Cum ai gândit? 335 plus 5. 335 plus 5. Înainte adunam la 1007. Din cine erau compuse 1007? Din bile roșii și albe. Invers decât negrele, nu? Acum, roșii și negre trebuie să le adunăm. Asta-i. Roșii și negre să le adunăm. Asta era. Și punem peste ele numărul de bile albe. 5. Roșii și negre. Să le adunăm de roșii și negre. Roșii și negre. Roșii. Sunt cât? Alo? Da. Da. Eu sunt la ședință acum. Sunt cu cei de-a patra. Bine. Trebuie să extragem 1681 de bile. 1681? Băi, să nu ne păcălești, mă. Păi, cum a făcut eu? Am adunat numărul de bile negre cu numărul de bile roșii. Câte sunt negre, mă? 1005. Negre sunt 1005. 1005, da? Le-am scris aici. Hai să-i spun și eu. Deci 1005 sunt negre. 671 sunt roșii. Da. Deci trebuie să le adunăm pe astea două. Da. Ca să ne rămână albele pe care să... Deci ne închipuim că am avut ghinion și am scos numai roșii și negre. Da? Roșii și negre. Adică am scos câte? 1005 plus 671 și face 6, 7, 6, 1. 1676. Am zis bine? Da. Da. Și peste ele punem numărul de bile albe. Da. 5. 5. Adică plus 5 albe fac cât aici? 1781. 1781. Foarte tare. Foarte tare. Foarte tare. Câte bile? Care e numărul minim de bile pe care trebuie să le extragem? Încât să fim siguri că extragem cel puțin 7 bile albe. Cel puțin 7 bile albe. Care e numărul minim de bile pe care trebuie să le extragem? Pentru a fi siguri că extragem cel puțin 7 bile albe. Tot albe. Da? Tot albe. Înseamnă la negre și roșii, care sunt în total 1676, punem câte acum? 7. În loc de 5 punem 7. Adică mai adunăm 2 peste 5. Da. Adică 1683. Da. Da? Deci răspunsul corect este 1683. Așa ați răspuns, da? Așa v-ați gândit. Da. Foarte tare. Vedeți că acum ne mișcăm deja, am prins șmecheria. Autorul începe să fie făcut ferfenițe de noi. Ne permite să mai avansăm un pic. Care e numărul minim de bile pe care trebuie să le extragem? Care e numărul minim de bile pe care trebuie să le extragem? Pentru a fi sigur că am extras 10 bile roșii. Care este numărul minim de bile pe care trebuie să le extragem? Pentru a fi siguri că am extras 10 bile roșii. Atenție! Roșii, subliniez, roșii. Să analizăm, nu ne grăbim, nu este important. Deci, ne gândim, roșii trebuie să fie. Roșii lăsăm deoparte. Adunăm albele cu negrele. Deci albele câte sunt? 336. Negrele câte sunt? 1005. Le adunăm. Cât face? 1341. 1341. Și mai punem câte am zis? 10. 1400. 41 plus 10, 1351. 1351, da? Da. E tare problema? Da. Da? Deci, vedeți, dacă am cerut roșii, atunci pe astea două le adun și pun roșiile în plus peste. Dacă cer negre, le adun pe astea și pun peste ele câte doresc eu. Dacă vreau albe, le adun pe astea și pun peste celelalte. Numărul lor. Tare problema. Putem face astfel de probleme câte vrem noi. Da? Da. Încă 5 probleme de făcut. Cu diverse, nu, 6 probleme. Sunt trei situații și faceți câte două pentru fiecare situație. O dată albă, o dată negră, o dată roșie. Da? 6 probleme de compus în ideea asta. Perfect. Dar nu ne-am luat cu, probleme. Vedeți și cât de frumos este la Prof Online. Este interesant. Zim? Noi avem o problemă. Avem o problemă. Dar am epuizat-o pe asta? Complet? Să mai sunt întrebări aici? Nu. Dar noi am mai pus câte întrebări acum. L-ați văzut aici. Da. Ca să fiu sigur că voi ați înțeles bine problema, am formulat și am făcut interferență pe autor. Autorul nu face 2 bani în fața noastră. 2 bani. Pentru că am ghicit cum a compus el gheșițiul. Am prins șmecheria. De-aia putem compune și noi. Da? Deci am înțeles foarte bine problema și de ce ne permite să compunem. Asta este spectaculos. Noi avem antrenament la compunere. Totdeauna nu facem, facem problema și gata, am plecat. Dăm răspunsul și gata, am plecat. Nu. Trebuie să-l dezbrăcăm pe autor. Îl lăsăm fără haine. Ca să pătrundim și să vedem cum a gândit el. Asta este lucrul cel mai frumos. Mergem mai departe. Zi și problema ultimă. Într-o livadă sunt 356 pomii fructifere. Ușor, ușor. Ia aștept tabla. Da? Ia aștept tabla cu... Ca să pricep problema. Eu mai greu pricep. Deci, în total sunt, cât ai zis, pomi? 356 pomi. 56 pomi. Fructiferi. Pomi fructiferi, bun. Zi, citește. Seculent cu 2 pruni mai puțin decât nuci. Cum? Seculent cu 2 pruni mai puțin decât nuci. Cu 2 pruni mai puțin decât nuci. Seculent cu 2 pruni mai puțin decât nuci. Da. Adică nucile sunt un număr și prunii cu 2 mai puțin. Da. Așa înțeleg, nu? Da. E vorba de la cules, probabil, că o problemă acolo formată. Da. Bun. Prunii sunt atât, așa, un număr de, și ăștia prunii, da? Nu, nu, nucii parcă a spus. Nucii sunt așa și prunii sunt mai puțini. Mai puțin cu 2. 2 mai puțin. Gata, am înțeles. 2 pruni mai puțin. Și? Iar meri cu 2 mai mulți decât nuci și meri la un loc. 2 mai mult decât nuci și peri la un loc. Cu cât? Cu 2? Cu 2 mai mult decât prunci și nuci la un loc. Prunci și nuci la un loc. Prunci și nuci la un loc. Păi, tai așa la nuci. Adică, îi aduc la nivelul prunilor. Și ce ai spus? Că... Că meri sunt cu 2 mai puțin, cu 2 mai mulți decât nuci și pruni la un loc. Cu 2 mai mulți decât nuci și pruni la un loc. Deci dacă ar fi o dată... Deci, până aici câte sunt? Până aici sunt... Ăștia sunt prunii. Și acum vreau să meri. Merii sunt la un loc. Adică ăsta, nuci. Prunii ar fi mai puțin cu 2, nu? Dar dacă sunt cu 2 mai mulți decât pruni și nuci la un loc, acei 2 care lipsesc s-au agățat aici și au făcut exact cât nucii. Deci, practic, cei 2. Băi, să nu greșim, mă, suntem atenți, nu? Reluăm o dată. Zice, prunii sunt cu 2 mai puțini decât nuci. Adică ăștia 2 de aici lipsesc. Bun. Să-ți iau 2 spații, ca să înțelegi și mai bine. Un spațiu tot. 2 spații să înțelegem că sunt spații sunt echivalent a fiecărui pom. Acum, mierii sunt câți? Cât prunii și nucii la un loc și încă 2. Da. Dar cei 2 în plus care sunt la meri completează pe cei 2 care erau lipsă la pruni. Și atunci, iată că în final, eu am acum merii înseamnă de 2 ori nucii. Că este o dată cât nucii și încă o dată peri, prunii până aici. Deci nuci, iată așa, cât nucii și prunii până aici și plus 2 în plus. Ăștia 2 în plus fac cât nucii în final. Deci merii sunt de 2 ori cât nucii. Merii sunt de 2 ori o dată și încă o dată. Că la pruni am mai pus încă 2. Cei 2 care lipseau de la pruni am băgat acum că zice că cât merii. Merii sunt cât nucii și prunii, plus încă 2. Nu ne spune autorul șmecherul, nu ne spune că, în loc să fie drăguț să ne spună că merii sunt de 2 ori cât nucii, merii sunt de 2 ori cât nucii, este atât de șmecher încât ne spune așa. Sunt cu 2 mai mult decât nucii și perii la un loc. Da, și mai spune ceva. Zi. Dacă numărul pomilor culeși este egal cu numărul pomilor neculeși, aflați câți pomii sunt în livadă de fiecare fel. Wow! Mai citești odată. Dacă numărul pomilor culeși este egal cu numărul pomilor neculeși, aflați câți pomi sunt în livadă de fiecare fel. De la bun început, de la prima formulare, citește problema. Că nu e clar. A treia problemă citește-o din nou. Din nou, toată? Da, toată, că n-am înțeles-o bine. Într-o livadă sunt 356... Asta era! Asta era! Uitasem de 356. Asta era! Deci uitasem de 356. Deci nu puteam să fac problema. Mă credeți că eram nebunit acum. Zic, ce fac eu? Mai bine s-ar stânge lumina. Mai bine s-ar întâmpla ceva. Că n-am cum face problema. Da, eram nebunit așa. Ziceam, ce mă fac acum? I-am spus, citim problema de la început. Așa pățiți și voi, să știți, dacă nu citiți cu atenție problema. Când eram cu Ramona și atunci... Tot așa am pățit, nu? Da. Așa este, asta se întâmplă. Așadar, știm că într-o livadă, încă o dată, într-o livadă sunt... 356 pomi fructiferi. 356 pomi fructiferi. De 3 categorii. Nuci, pruni și meri. Nuci, pruni și meri. De acord? Da. Și s-au pornit culesul. Da. Și la cules, s-au cules jumătate din livadă. Că așa spun la sfârșit. Jumătate din livadă. Da? S-au cules jumătate din livadă. Adică, în felul următor, zice. S-au cules nuci, apoi pruni cu 2 mai puțin decât nuci și meri, însemnând cât nucii și prunii și încă 2. Adică meri însemnând de 2 ori nucii, cum am făcut noi socoteala, da? Meri însemnând de 2 ori cât? Nucii. Deci, în final, câte segmente de nuci s-au cules? o dată, de două ori, de trei ori, da? De trei ori și încă o dată mai puțin doi. Da? Atenție! O dată, de două ori, de trei ori, s-au completat, da? Trei ori și aproape încă o dată, dar nu mai trebuia doi la prun. Deci numărul total care a fost cules a însemnat așa. Un segment nuci, două segmente nuci, trei segmente, aproape patru, dar care îi mai lipsea încă doi. Și acum, hai să desenăm. Deci, toată livrata conținea un număr de câte? De câți pomi? 356. 356 pomi. La sfârșit spune că au rămas jumătate neculeși. Jumătate s-au cules și jumătate nu s-au cules. Am împărțit în două segmente și putem afla repede câți pomi s-au cules. Împărțim în două. Adică ăștia 356 împărțit la 2 face cât? 2 în 3 odată, 2, 1, 15, 2 în 15 de 7 ori, 7 în 2, 14, odată 16, 2 în 16 de 8 ori. Da. Deci s-au cules 178 de pomi. 178 și au rămas de cules 178. Parcă așa spune la sfârșit. Aflați câți pomi s-au cules, câți de meri, câți de peri sunt acolo, știind că jumătate au fost culeși, jumătate n-au fost culeși, nu? Da. Acum, câte fragmente de astea? Hai să facem câte aș avea eu nevoie. 1, 2, 3, 4, nu? În 4 ar trebui să... Dar totuși, 1 este mai puțin cu 2 la prun. Deci, pentru mer, ar trebui să fac de 2 ori. Deci sunt 4 aproape în 4. Am 1, 2, 3, aproape 4, da? Eu am să fac așa fel, să nu fie chiar în 2. Deci e bine așa cum am zis. Dacă dau în 2 acum aici și aici, încă o dată segmentul ăsta, 1, 2, 3, al 4-lea nu este complet. Îi mai trebuie încă 2. Da? 2 lipsesc. Insist. De aici până aici am meri, care înseamnă de 2 ori cât nucii, după judecata noastră. Aici am acum nucii, deci mere, nuci și prunii ar fi cât nucii minus 2. Cât nucii mai puțin 2. Uitați și noastră. Intrați. Nu. Discutăm altfel. Nu acum. Deci, avem o problemă foarte tare. V-aș ruga că ați venit și voi de așa să ne ajutați. Suntem într-un moment greu. Vă propun problema. Da, s-a prins și lumea că am uitat să o aprind. Așa. Dragilor, profit de faptul că au venit cei de-a 6-a. Ei sunt cu forțe proaspete. Sunt foarte hotărâți să ne ajute. Iată problema. vă prezint și vouă. Da? Deci, într-o livadă sunt meri, nuci și pruni. Așa pare, da? Meri, nuci, meri, nuci și pruni. Prunii sunt cu 2 mai puțin decât nucii. Iar merii sunt cu 2 mai mulți decât nucii și prunii la un loc. Insist. Într-o livadă sunt 356 de pomi fructifere. Meri, nuci, da? Toată lumea atentă. Meri, nuci, meri, nuci și pruni. Începe culesul. Se culeg un număr de nuci, pruni cu 2 mai puțin decât nucii, iar merii cu 2 mai mult decât nucii și prunii la un loc. Decât nucii și prunii la un loc. Câți meri sunt, câți sunt pruni, câți sunt nuci, știind că rămâne jumătate din livadă să fie culeasă mai târziu. Deci culegem acum numai jumătate. Care e numărul nucilor, a prunilor și a cui? Nuci, pruni și? Meri. Repet o dată problema. Adi, fii atent aici că o faci. Ce am că o faci? E o problemă frumoasă de clasa 4. Deci, într-o livadă sunt nuci, meri și pruni. Prunii cu... și începe culesul. În total sunt 356. Nu am zis, se culeg în prima parte 178 și 178 rămâne să fie culeși în partea a doua. Adică am împărțit pe 356 în 2, da? Și zice așa autorul, că se culeg un număr de nuci, prunii cu 2 mai puțin, iar merii cu 2 mai mult decât nucii și prunii la un loc. Cum am gândit noi? Am desenat printr-un segment nucii. Prunii cu 2 segmente mai puțin. Prin segment am înțeles că lipsesc 2 pruni din numărul total de nuci. Sunt cu 2 mai puțin. Iar merii sunt cu 2 mai mult decât nucii și prunii la un loc. Nucii și prunii la un loc. Adică sunt odată nuci și pruni și dacă îi pun pe cei 2 în plus, fac, completez nucii. Că zice că sunt cu 2 mai mult decât nucii, decât prunii, nucii și prunii la un loc. Adică tocmai cei 2 care lipseau de aici, de la pruni, i-am agățat aici și am făcut odată nuci și încă o dată nuci. Înseamnă că merii sunt de 2 nuci. Și atunci am desenat. Merii sunt odată n, odată n, deci 2 de n, încă un n, 3 de n, și prunii sunt n-2. N-2. Da? Și atunci, un n, cu 2 n, și cu 3 n, și cu n-2, adică câți de-al de n? 1, 2, 3, 4 de-al de n, dacă scad pe 2 de aici, din 178, dacă scad pe 2. Deci din 178 scad pe 2, că nu ajung cei 2 aici. Fac 176. Și acum câte modele de nuci aș avea? O să scad sau să adun pe cei 2? Eu cred că trebuie să-i adun. Că aia care lipsesc, dacă îi pun la 178, încă 2, fac câte Câte segmente de nuci? 1, 2, 3, 4 o să fac. Deci corect este să se adun. Așa, la 178 plus, cât am să zic, plus 2, dată mă păcăleam. 178 plus 2 fac 180. Și nu împart la cât pe 180? Câte segmente? La 4. 1, 2, 3, 4. Deci împărțim la 4. Și fac cât atunci? Patru, 4, 18 de 4 ori, 4, 4, 16. 20, 5 ori, 45. 45 sunt nuci. Și 45 cu 45 sunt meri. Deci meri egal cu 45 plus 45. Nucii rămân 45. Prunii rămân câte? Până la 178. Adică 45 minus 2. Și face cât? 45 minus 2? Da. Acum termin problema. Iertați că e. Deci 45 minus 2 și egal cu 43. Da. Deci și sunt acolo... 43 de pruni. Da. Da? Și acolo la mere e 90. Ai și 90, sigur, da. La 40-90 de mere. Pruni, nuci 45, pruni 43. Da. Da? Și îndată când desface toată povestea asta altă, pe partea cealaltă, tot ați. Și acum dublăm. Că noi am văzut ce am cules. Acum, ca să vedem în total câți meri sunt, câți peri sunt, pruni sunt, așa, înseamnă că 90 ori 2. Deci, merii sunt 90 ori 2, 180. Nucii sunt 45 ori 2. Face 90. Și prunii sunt 43 ori 2. Și face cât 86 de pruni. Dragilor, dacă le adunați 180 cu 90 cu 86, trebuie să vă dea 356. Ăsta este numărul de pomi fructiferi. Care a fost șmecheria aici? Șmecheria a fost să sesizăm cum ne raportăm la nuci. Tot jocul a fost acolo cu nucii, cu segmente și totul a fost bine precizat. Ne oprim aici pentru clasa a 4-a. Rămâne să veniți data mâine la 4:30 cu problemele acelea care le aveți, plus tema pentru a doua zi. Da? Plus tema pentru a doua zi. Așa. Mulțumesc.